m-am gândit la o chestie. La ce chestie? Să fie o chestie tâmpită, nici nu știu dacă e originală măcar. Să zicem că vine unul la tine. A. Din viitor, din trecut, din de unde vrea. Așa. Un bazar. Și îți spune așa, la level 1. Stai, mă, stai, explic în care e faza cu level-ul, nu poți să... Stai, mă, puțin, mă, lasă-mă în pace, că eu am stilul meu de la poveste. Structurează-mi-l puțin. Că sunt deci, așa. Level 1 al provocării pe care o lansez eu acum, nu provocare, o tâmpenie. Deci vine unul din... Vine unul, da. Așa? Da. Am o chestie pe mai multe nivele. Da. Așa. Fo, fiar, era stă în jos. Fo, bine. Și spune... Copilul ăsta, bebelușul ăsta, foarte simpatic, un bebeluș, cum ai fost a venit cu simpatic? A venit cu bebelușul de la început sau la... Nu, fii atent, deci te ia și te teleportează într-un loc și spune bebelușul ăsta... Mă și teleportează. Deci bă, mă ajută să încep povestea din punct de vedere psihic, da. Să știu care e starea mea, mentală, care e baseline-ul meu. Tu ești tu, tu ești, cum ești tu acum? Mereu. Deci vine unul la tine, te teleportează într-un loc și spune copilașul ăsta și îl vezi pe un copilaș mic, un bebeluș, un așa, în pătuț. În pătuț, da, extraordinar. Așa. Și bebeluș se joacă simpatic, nu știu ce. La fel de simpatic cum erai tu când erai mic, ca să, super, ca să poți să-l iubești. Și spune Aline. Nu bebeluș. Nu bebeluș, omul. Omul, cât de prost pot să povestesc. Aline, copilul ăsta care este drăgălaș, așa, când va fi mare, va fi mai al dracu ca Hitler. Ai șansa să-l omori acum. Ok. Ce faci? Omor bebelușul ăla la fel de simpatic cum erai tu când erai mic? Mă... Da, da. Dar vezi că și în paranoia mea de atunci aș fi la modul, bă, se întâmplă chestia asta cu adevărat sau sunt drogat? Nu, nu, se întâmplă cu adevărat. Într-un canal, ceva de genul. E pe sistemul insulă pustie, se întâmplă pe bune. Ah, ok, ok. Deci nu e de la Prenandez. Nu că... Nu. Adică, uite, mâncăm bio. Oricum, mai așa se vadă bogăția. Așa. Așa e bogăția, așa e. Oricum, la bază sunt plastic. Sus, Ne doare de fiecare dată. Așa. Ce ai face? Hai să-l omor. Nu. No. Deci să-l omor ar fi o opțiune. Una, da. E opțiunea ori-l omor, ori nu-l omori. Nu-l omori. Adică, dacă-l omori, salvezi lumea practic. Dacă nu-l omori, ăla va ajunge. Dar nu știm ce se întâmplă până atunci. Cum până atunci? Până atunci nu știm ce. Crește! Ce trebuie să facă? Oricum el mă duce, dar nu mă duce neapărat în timp, că mă duce tot în linia timpului meu. Da, dar el vine că... Acum, dar din dar Uganda, el știe sau... ce o să se întâmple. De-aia zic că e o mare sculă pe basculă. El vine și, bă, Aline, copilul ăsta când va fi mare, bebelușul ăsta, care e la fel de drăguț cum erai tu când erai mic, nu. Este cel mai... Ah, vezi cum... Tușe! Așa. Atunci să fac un retușe. Nu. Este un așa. Om okay. Pe care îl cheamă Sergiu. Ok. Așa se prezintă, poate să-l cheme. Da, mă, da. Ce faci? Salvezi lumea? Sau te salvezi pe tine necomițând o crimă care este un păcat capital? Ce faci? Da, asta e. De ce dracu nu face el chestia asta? Adică el călătorește prin timp, da, și are mai multe șanse să nu fie descoperit. Pentru că tu ești alesul. Îmi și place când primesc chestii de genul ăsta și tu ești alesul, tu ești... Tu ești singurul. Tu ești primul. Da. Bă, sunt mulți factori de risc. Adică, gândește-te așa. Da. Dacă ai... Oamenii au posibilitatea în viitor să călătorească în timp, da? Da. Crezi că numai oameni ok vor călători în timp? Nu, da, sunt și nu. Bulangii care fac mișto de mine. Ba da, dar asta nu e doar un om. N-am e o entitate. Ai, acum e și entitate. Da, păi toți suntem entități. Pentru că, dragii mei. Băi, deci e atât de simplu. Ăsta spune, tu pur și simplu ai sentimentul că într-adevăr spune ceva. Spune pe. Da, mă, dar așa văd oamenii că și eu sunt om la rândul meu și gândesc chestiile ăștia. Nu le... Nu mă, l-o omori sau nu-l omori? Cu ce? Cu ce vrei tu? Cu bunătate. Mă, e prea riscant la mod... Eu dacă omor copilul ăla, da? Da. Și ăsta dispare. Ok. Ne auzim. Zum. Și după aia aud...
pașii părinților, cum urcă scările, că sigur e într-o casă de asta. Da, e mai mare casă. Știi? N-am belipula. În Wisconsin. N-am belipula. M-am sacrificat eu, dar nu știam pentru... Nu știu efectiv pentru ce mă sacrific. Pentru bunătatea lumii, salvezi lumea. Deci copilul ajunge mai rău ca Hitler. Ăla va face. Dacă mă duce Holocaust 2.0. Mă duce și în, și în viitor, să văd ce se întâmplă. Nu te duce. Nu mă duce. Nu. Atunci nu. Nu-l omori. Nu-l omor. Îți te doare în pulă de lume. S-a întâmplat. Level 2. Vine un alt Sergiu 2.0 din de unde. În altă zi. Deci mi se întâmplase căcatul ăsta. E alt scenariu ăsta. E alt scenariu. Ah, okay. Ok. Tot te duce la nu, fie hai că nu era așa. Și ea mea. Ești căsătorit. Sunt căsătorit. Faci dragoste cu femeia ta. O lași okay. Însărcinată. Okay. Naște, fără niciun fel de probleme. Okay. Sunt și mai fericiți trăiți în Wisconsin trăiți. Ok. Într-o casă cu etaj. Ok. Și mansardă. Perfect. Și pervazuri din plastic. Câine? Doi labradori. Marfa. Doi laboratori. Marfa. Și aveți un copil. Așa. Faceți un copil. Da. Fetiță, băiat, ce vrei să fie? Nu contează, dar să-l cheme Sebastian. Sebastian. Faceți un mic Sebastian. Și spune, într-o seară după ce soția ta pe care o cheamă, să zicem, Carmen, adoarme. Nu, nu Carmen, Rachel, adoarme. Și vine la tine și spune, Aline, eu. Copilul tău, Sebastian, da. Va fi următorul Hitler. Ai șansa să salvezi lumea acum și te duce și în viitor să vezi ce masacru face. Ce faci? Îți omor copilul? Da sau nu? Păi nu-l omor pe al altora și-l omor pe al meu? Da, da, chit că mi arată, chit că te și duce. Da, gândești că trebuie să-mi arate niște chestii să mă marcheze. Da. Ți arată cum efectiv îți va distruge arborele genealogic. Cum va distruge și ultima cămilă. Cum va fi efectiv, va rămâne copilul tău singur pe planetă, pustiu. Cămila asta e din neamul meu? Da. S-a întâmplat. Cumva o să o se ajungă. Da, da. O să se ajungă. Corect. De ce îmi pun întrebări? Situații de astea. Prost sunt eu. Și efectiv o să ajungă copilul tău în situația în care va fi singur pe planetă și va ajunge concluzia, bă, nu cred că am făcut bine. Dar va distruge tot. Deci, bă, va fi cataclismic, va fi anticristul copilul tău. Ce faci? Da sau nu? Eu dai sau nu, eu dai la temerie. O întrebare foarte, foarte, foarte importantă pe chestia. A subpula pentru bani? Cine? Copilul. Mi s-a subpula pentru bani. Perfect. Pă, să-și trăiască viața. Aia zic. Aia zic, să-și trăiască viața. Știi el mai bine. Bă, tată, știi tu mai bine. Deci ai pune o viață mai presus încerci, de un comun. Adică, dar știi, faza e știind, refuz, refuz, aproape, refuz. Refuz să-mi omor propriul prunc sau pruncă. Pruncă? Există? Nu știu. Refuz să fac chestia asta. Aoleo. Aoleo, restarting. Mai puțin defecțiuni tehnice. Gata. Gata, suntem bine. Da, suntem perfect. Revenim. Are Windows cu licență și de aia. Aia. Bă, ce înseamnă să fii bogat? La poveste. Fai atunci de ce mi-e frică. Că nu-l omor. Dar mă concentrez pe foarte, foarte mult să-i dau o viață ok, în siguranță, numai cu exemple pozitive, încât omit niște chestii. Știi? Mă concentrez pe un singur lucru și eu omit chestia care îl face pe el să devină. Știi? Da, dar indiferent de ce să-i faci tu, destinul e destin. Ai indiferent? Da, indiferent de cum asta o să crești. El va ajunge ceva. Ce se întâmplă destinul? Cu mine? Cu tine? Da. Ai blipul. Când? Asta e, adică... Ești prima lui victimă. Sunt prima lui victimă? Da, și maică s-a a doua. Că ea... La ce vârstă? Nu pot să spun asta. Păi uite, păi n-ar fi... Adică asta e primul exemplu că oamenii care vor călători din, din viitor în trecut... Sunt bulangii. Vor fi bulangii, da. Da, păi da, el spune. Omit căcatul. Îmi spune dacă... Nu mă, iar, mă risc, mă risc. Iar. Și nu-l omori. Nu-l omor, mă. Hai. Să nu spui că doar atât aveai, că te crăp. Iată... Că o construiești așa bine și putem să deci, dăm înainte. Este incredibil că tu ești exact cum așteptam să fii. Deci nu te-ar interesa de nimic un pământ întreg, s-ar duce, populă,
Ar trebui omul să nască din nou, să descopere focul, să se bucure la... Aaa, descoperi focul. Dacă nu se va mai naște un om din nou. Clar. De unde știi tu? Păi gândești că ăsta ar fute planeta atât de rău. Atât de rău. Da. Încă nu mai cum să... Și el ar rămâne singur om, da? Da, nu mai este sinucide. Femeie, nu mai s-ar sinucide. S-ar sinucide, da? Da. Păi da, dar după aia efectiv e din nou, se face un Big Bang. Da, nu știu, adică rasa umană nu se mai arată cu siguranță așa cum. Gândește, solul e afectat deja de cum ne trăim noi viața și cu asta, știi? Adică atmosfera e diferită încât altceva se va naște cu siguranță, dar poate nu noi, nu genul nostru, știi? Și tu vrei să tu privești chestia asta ca pe un pas înainte, da? Asta e, the next level. E grea asta cu copiii. De asta am și creat acest nivel imposibil. Foarte bun, foarte bun. Dar și eu am creat un joc. Pe chestia asta. Că tot au început școlile, așa. Liceele. Așa. Și am început. Au început de ceva vreme. Așa. Și am creat un joc. Uh-huh. Nu este... Libeta. Plănuit. Da! E variantă de... Asta e ideea mea, descurcați-vă voi cu el. Așa se numește câți ani de pușcărie poți să strângi până la sfârșitul zilei. Super tare. E un titlu mai lung, dar vreau să-l abreviez. O să fie gen C-A-D P P L-Z C-A-D P P-L-Z. Asta e, așa ar fi abreviat. Mă rog. Și iconiza jocului cum ar fi? Ai, trei gratii. Da. Trei gratii sau patru, să fie mai drăguț. Mai, că eu sunt cu simetria, știi? S-ar vedea mai bine într-un pătrat. Așa că, știi? Dacă tu vrei patru, asta patru vreau. Pune. Asta da. Și care e ideea? Așa. Că te plimbi pe străzile orașului. Clar, categoric. Și, bă, vizual, din punct de vedere vizual, nu gândim mai departe de chestia asta, că na, lumea se maturizează mai repede. Da? Din ce în ce mai repede, da. Din punct de vedere vizual, hormonal, nu știu care e ce se întâmplă acolo, țigările, cred. Țigările strică. Cred că țigările sunt mult mai... Sau de la apă, mă. Sau de la apă, da. Probabil. Probabil e... Uh-huh. Așa, deci jocul. Da, rămân în fundătură, da, pulea. Așa. Și care e ideea? Că te plimbi pe stradă, da. Ca bărbat, într-adevăr. O să scoatem o versiune și pentru femei în timp. Vedem cum o rezolvăm, așa. Și nu știi exact, adică îți dai seama, bă, tipa asta sigur n-are 20 de ani, dar sper să aibă 18, știi? Pentru momentele alea, pentru momentele în care ești... în capul tău pentru fiecare moment ăsta să îți aplici și un număr da, de ani în caz că îți lași imaginația să continue fără vrerea ta. Tu nu vrei, adică tu nu am, nu foarte important da. Nu, așa și bine, totul se petrece doar aici, doar în căpăță. Da, da. Și ar fi mai multe criterii, dar asta e faza. Adică e, jocul ăsta funcționează pe un sistem de onoare cu tine însăți. Mamă, iar cu sisteme însuți. De onoare. Mă rog. Cu tine. Tu cu tine. Și la modul. Adică ar fi niște chestii gen. Dacă are sub... sau nu știu. Sub... Nu, mai să luăm pe clase. Ce? Pe clase. Clasa nouă. Asta e faza, că nu știi. Nu știi, da. Și încerci să aplici niște factori superficiali, cum ar fi înălțimea. Dacă are sub, nu știu, 1,50 și... Bă, nu știu. Ceva de genul... Bă, e mai riscant! E mai riscant! E mai riscant, că poți să treci în zona ailaltă. De nici liceu. Știi? Da. Și să îți lași fără vrerea ta să-ți lași mintea să cotrobăie prin poate colțurile întunecate ale ei. Fără vrerea ta. Foarte important. Foarte important. Allegedly. Nu cred că se potrivim în contextul ăsta absolut deloc. Da. Și ar trebui, adică, să fie niște factori de genul ăsta care să-ți maximizeze scorul. Deci, sub 1,60 m ai o problemă. E risca. 15 ani. Aș băga. Cam 15 ani să iei. Da.
să aibă... Ce? Dacă fumează prin locuri ascunse... Dacă are vicii din astea dubioase... Iar mai maximizez, că cine dracu fumează în locuri ascunse? Aia. Și ai văzut că de obicei își găsesc cele mai de căcat locuri puștanii să... În ganguri. În ganguri. Unde putea pișat. Unde putea pișat, găsești un adolescent care fumează. Da. Asta e... Na. Mă rog. Așa că gândiți-vă voi, cei care cam se ocupă de sistemul educațional din România. Fumat în curtea școlii sau hepatită? Una din două. Nu știu dacă se ia așa. Nu contează. Exact. E vina voastră. Deci, să revenim la joc. Practic, câți ani de pușcărie ți-ai putea lua ipotetic? Da. Pe câte țepe îți iei admirând gagici de liceu? Da. Practic așa. Și nu e sigur. Și nu ești sigur, da. Aș lua atâția. Eu cred atâția. Că asta e foarte bună, să-mi bag picioare 16 ani, cam atâția iau și eu. Da. Dacă ar fi să. Mm-hmm. Foarte important. 16 ani? Da. Să-ți iei. Da. Eu cred că așa s-ar lua. Câți ani ai? 17, la limit. Trebuie să mai rapsi. 17, da. Da. Cred că așa ar fi. Cred că ăsta o să fie un joc foarte, foarte mișto atunci când o să avem și chestie, un fel de Google Glass. Mm-hmm. Mai bun și în care să vedem profilele de Facebook sau ceva de... About-ul oamenilor. About. Are poză cu nas de câine, știi? Riscant. Mamă, deci dacă se găsesc pe profilul de Facebook și poți dălea încă daună totală. Pe viață. Da, e daună totală. E nu mai treci pe la pușcărie. Nu e $200. Ești de pe tablă. Ești de pe tablă. Și te așezi la celula ta numită carceră și ție un DAF cu tine, că măcar să scap un săpun bun, dacă tot te duci cu o orzicuță ceva. Știți că în pârnaie sunt săpunuri lichide? Poți să scapi săpunul lichid? Se pune? Adică există vreo conotație la scăparea săpunului lichid? Găoază. Nu cred că e. Nu e practic pentru cel violat. Chiar nu cred că e practic deloc. Să pun un lichid. Știu, sună teoretic mai bine. Da. Cred că practic nu e ok. E cam bancul ăla tâmpit cu aia de sunt foarte pe scurt. De sunt ani deșert și îl prind pe unul. Bă, cum vrei să te futem? Coalifie sau fără alfie? Bă, să-mi bă, ce? Coalifie. Alfie! Foarte bun. Da, foarte. Da, ar trebui implementat jocul ăsta și să fie efectiv în Google Play, în iOS, dar cu ochelari din aia, într-adevăr, da. Ca să poată fi și contorizat, da. Să fie un top, un fel de Pokémon Go, dar numai că nu vânezi Pokémon, vânezi ani de închisoare, pe care ți iei tu. Exact, exact. Și tot jocul să fie supraveghea de serii. Da. Ar fi o chestie, ar fi interesant. Într-adevăr, sunt o grămadă de criterii după care te poți lua și înșela în același timp. Fetele se maturizează, își pun fardurile mai repede decât ar trebui, își pun țigarea mai repede în gură decât ar trebui, își pun mai repede decât ar trebui și atunci ți-o iei și tu 6 ani, direct. Da, ce am făcut, mă, mâncățeaș? Ia că... Da, cu zaru. Am dat cu zaru acum. Da.